epistola sobornicească lui Iacov, capitolul 1, pagina 1187, și voi citi de la versetul 19 până la versetul 27, sfârșitul capitolului. Iacov, capitolul 1, începem cu versetul 19. Știți bine lucrul acesta, preiubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozenii, și va stărui în ea nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșală inima, religia unui astfel de om este zadarnică. Religia curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Amin. Reașezați-vă. Am luat parte cu bucurie împreună cu dumneavoastră la timpul de închinare și în timp ce ne rugam mi-a venit în minte un episod din viața marelui și evlaviosului împărat al lui Iuda, Ezechia. Se spune Sfânta Scriptură că acest bărbat s-a îmbolnăvit, era pe moarte și profetul Isaia a fost trimis de Dumnezeu cu următorul mesaj: pune-ți casa rânduială că o să mori. Și Biblia spune despre acest om, un om cum a spus evlavios, un om cu teamă de Dumnezeu, un om care a făcut bine față de Dumnezeu și față de casa Domnului și față de popor, că s-a întors cu fața spre perete și a început să plângă și a zis: Doamne, adu-ți aminte de mine. N-a fost nici bețiv, nici stricat. Am păzit legile tale, am chemat din nou poporul la templu, am repus sărbătorile în cinste, vorba de Paștele, mai ales care au fost sărbătorii pe vremea lui Ezechia, așa cum n-a mai fost de pe vremea judecătorilor. Și zice Biblia că Isaia nu ieșise decât până în curtea palatului și Dumnezeu îi spune lui Ezechia: întoarce-te înapoi și spune lui Ezechia că îi mai dau încă 15 ani de viață. Ce minunat Dumnezeu avem! Am spus aceste lucruri ca să nu creadă cineva dintre noi ispitit de satana că ne rugăm degeaba. Păi dacă așa Dumnezeu are planurile sale, pentru ce ne mai rugăm? Vreau să știți că Dumnezeu, deși are planurile sale, Dumnezeu este ușor de întuplecat. Și Dumnezeu îngăduie ca să facă planurile împreună cu noi. Ne îngăduie să participăm la planurile sale. Și de aceea a zis lui Ezechia: să știi, eu m-am gândit să-ți iau viața, dar dacă tu mă rogi, îți mai dau 15 ani. Nu ne-a zis Mântuitorul să ne rugăm ca ziua aceea să nu fie într-o zi de sabat sau iarna? Adică zicea Domnul: dacă voi o să vă rugați să nu fie într-o zi de sabat, nu o să fie într-o zi de sabat. Dumnezeu ține cont de rugăciunile noastre. Să nu ne îndoim atunci când ne rugăm. Avem un Dumnezeu care îi pasă de ce zicem. Și Dumnezeu conduce lumea și în funcție de ce ne rugăm noi. Numai că trebuie să învățăm să avem răbdare cu Dumnezeu și să știți că Dumnezeu nu întotdeauna face cum vrem noi. Nu ne îndeplinește toate mofturile, dar ne ascultă și știe, zice Biblia, care este năzuința Duhului. El ne citește speranțele noastre ascunse. Ne pătrunde, cum zice Biblia, înaintea lui totul este gol și descoperit, desparte simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu știe ce simți și ce gândești și le judecă toate astea, toate pasurile noastre le judecă. Dar atunci când e vorba să acționeze, nu este grăbit cum suntem noi. Râvna este cel mai prost războinic dacă nu este sub paza înțelepciunii. Aș citit în istorie de perioade de lupte și de războaie. Au fost oameni plini de râvnă și de pasiune și s-au arvântat în luptă. Ce folos? Dacă n-au știut să judece o strategie de luptă, dacă n-au știut cum să păcălească adversarul și au pierdut viața degeaba. Dumnezeu este cel mai înțelept și chipzuit, zice Biblia, că este singurul care are înțelepciune. Singurul înțelept.
Și atunci când El ne ascultă rugăciunile, nu face exact cum zicem noi, ci întotdeauna face mai bine și mai mult. Mă gândesc în această privință la prorocul acela pe care a ridicat Dumnezeu cu putere în Israel, e vorba de Elie, care la un moment dat, deznădăjduit, aici lui Dumnezeu, fugind de Izabela, acum ia-mi viața. Și Dumnezeu zice, știu că este timpul să mori, ești bătrân. Dar vreau să știu că eu m-am gândit că nu vreau să-ți închei viața așa în pustie, singur, înfrânt, ci vreau să-ți închei viața altfel. Mai e de lucru să pui un urmaș în locul tău, un proroc să mergi să-l urci pe Elisei în locul tău. Și mai vreau să spun ceva, Elie. Eu vreau să te ridic la cer, într-un car de foc. Eu îți ascult rugăciunea, o să-ți iau viața, o să te iau de pe pământul acesta, dar nu așa cum te gândești tu. Nu undeva într-un pustiu sub un erupăr, înfrânt și deznădăjduit, ci într-un mod victorios și glorios. Nu există rugăciune și risipită, dragii mei. De aceea suntem învățați în Eclesiastul, când stăm înaintea lui Dumnezeu, să nu spunem vorbe pripite. Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, binecuvântat să fie numele. Și vreau să mai vă spun ceva. Am descoperit pe Dumnezeu din Sfânta Scriptură, că are cuvinte, le-am numit eu, cuvinte pe drum. Știți că din momentul în care este concepută o vorbă până când este rostită, unor durează. Cineva vorbește cu tine la telefon și ai de gând să-i zici ceva, dar aștept să termine el, între timp mai rumegi ce ai de zis. Există momentele de furie, cum zice Biblia aici în Iacov 1, când sub impulsul nervilor și al mâniei nu mai judecăm și rostim tot ce ne vine. Aia este nebunie, cum zice Biblia, că mânia locuiește în sânul nebunilor. Dar în mod normal, oamenii după ce au conceput ceva, durează un timp până când rostesc. Vreau să știți că și la Dumnezeu este acest timp și la Dumnezeu este destul de lung timpul acesta. Biblia spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat de 7 ori. Adică până când să-l rostească Dumnezeu, trece prin vreo 7 filtre. Și am descoperit că, și vă citesc din 1 Samuel, capitolul 13. Nu știu unde sunt cuvintele lui Dumnezeu în privința ta, dar vreau să știți că Dumnezeu are cuvinte în așteptare pentru fiecare de noi. Adică cuvinte la care Dumnezeu s-a gândit și este gata să le rostească, dar trebuie să treacă prin filtre, nu știu la care filtru a ajuns, dar poate că e chiar gata să le rostească. Citim aici în 1 Samuel, în capitolul 13, după ce Saul greșește și nu așteaptă 7 zile după Samuel, așa cum a fost sfătuit, Biblia spune că a apărut Samuel după ce a păcătuit Saul, aducând el jertfă, și îl întreabă de la versetul 11, ce ai făcut? Saul a răspuns, când am văzut că poporul se împărăște de lângă mine, că nu vii la timpul hotărât și că filistenii sunt strânși la micmaș, mi-am zis, filistenii se vor coborî împotriva mea la Gilgal și eu nu m-am rugat Domnului. Atunci am îndrăznit și am adus alterea de tot. Samuel a zis lui Saul, ai lucrat ca un nebun și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Atenție însă ce zice mai departe. Domnul ar fi întărit pe vecie domnia ta peste Israel. Dar acum domnia ta nu va dăinui, Domnul și-a ales un om după inima lui pe care îl va pune. Vă dați seama, nu știu exact cât mai trebuia lui Dumnezeu până să rostească cuvintele care a rostit al tatălui David mai târziu. Dumnezeu însă avea de gând să rostească aceste cuvinte pentru Saul. Când i-a zis Dumnezeu lui David că tu și fiii tăi veți domni în viac peste Israel înaintea ochilor mei. Ca răsplată datorită evlaviei pe care a dovedit-o David față de Dumnezeu, Dumnezeu a zis toți copiii tăi de acum de apururi vor fi domni peste Israel. Nu voi lăsa ca domnia să treacă de la casa lui David și Mesia se va ridica tot din sămânța ta, David. Știți că aceste cuvinte Dumnezeu avea de gând să le rostească pentru Saul? Erau cuvintele pe drum. Dar la ultima probă, sau nu știu la care probă, s-a oprit și Dumnezeu a fost nevoie să și le retragă. Domnul a spus prin Moise în Exod că ori de câte ori îmi voi aduce aminte de voi, voi veni la tine și te voi binecuvânta.
Și zicea Domnul acolo prin Moise, să aduceți jertfe Domnului, oriunde veți fi, aduceți jertfe. Și oriunde veți înălța un altar și îmi veți aduce aminte de numele meu, voi veni la voi și vă voi binecuvânta. Eu nu știu să fie și seara aceasta un moment în care Dumnezeu își aducă aminte de noi să vină să ne binecuvinteze. Să provocați pe Dumnezeu să rostească aceste făgăduințe în dreptul vostru. Citim în Genesa, în capitolul 22, versetul 15, după ce Avram a dus ca jertfă pe Isaac, l-a pus pe altar, Dumnezeu l-a oprit și a dus înainte ochilor berbecul acela. Citim de la versetul 15, Îngerul Domnului a chemat a doua oară din cerul pe Avram și a zis, pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânți, așa nume ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării, și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor tăi și așa mai departe. Continuă Domnul aici făgăduințele pentru Avram, pentru că l-ai adus ca jertfă pe Isaac, pentru că ai făcut lucrul acesta. Ăsta era ultimul test pe care l-a mai așteptat Dumnezeu pentru ca să poată rosti binecuvântarea pentru Avram. Eu nu știu la al câtelea test ești tu, dar vreau să știți că Dumnezeu are cuvinte pentru tine și cuvintele astea sunt pe drum. Vreau să știți că cuvintele acestea pot fi rostite și în sens negativ. Dumnezeu niciun blestem, nici o pedeapsă nu rostește grabnic. Dumnezeu nu leapă de cu plăcere pe cineva și nu leapă de repede. Se poate ca tu să păcătuiești și Dumnezeu să aibă un cuvânt de mustrare, de pedeapsă pentru tine în gând. Încă nu l-a rostit, dar se gândește să-l rostească. Știi că în seara aceasta încă este o clipă în care poți să oprești acest gând al lui Dumnezeu să nu-l mai rostească cuvintele respective? De aia spune Scriptura, astăzi dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. Este încă un timp încă cuvintele nu au fost rostite, pentru că Dumnezeu, odată ce îți rostește cuvintele, nu se le mai retrage. Orice cuvânt care vine de la Dumnezeu s-a dovedit nezguduit. Dumnezeu nu a mai revenit să și-l corecteze. Greu ce a mai schimbat Dumnezeu decizia în privința cetății Ninive la un moment dat. Și cine știe dacă îl vei mai putea face pe Dumnezeu vreodată să-și retragă cuvintele, cum a făcut Dumnezeu, de exemplu, despre Esau și a zis, pe Esau l-a murit și după aceea Esau a venit cu lacrimi și a plâns. Și zice Biblia, n-a mai putut să o schimbe, măcar cocerea cu lacrimi. Încă Dumnezeu are cuvinte pe drum pentru fiecare dintre noi. Dacă sunt rele, un moment de pocăință, de hotărâri sfinte, poate să le termine pe Dumnezeu să oprească, să-i pară rău de ce a avut de gând să spună și să rostească o binecuvântare. Iar dacă sunt cuvinte de binecuvântare, poate o jertfă, poate o decizie sfântă, o rugăciune spusă din toată inima, poate să-L facă pe Dumnezeu să rostească aceste cuvinte. Gândul meu cu care îmi încep mesajul este să încercați să smulgeți astfel de cuvinte de la Dumnezeu, să-L faceți pe Dumnezeu să rostească astfel de făgăduințe. Asta i-a cerut Isaac lui Esau și după aceea lui Iacov, pentru că el l-a păcălit. Du-mi, te rog, să mănânc din jertfa ta, a zis la un moment dat Isaac către Iacov, ca după ce mănânc, sufletul meu să te poată binecuvânta. Era nevoie de acea hrană care să-l facă să declanșeze în inima lui Iacov dorința de a-l binecuvânta, în inima lui Isaac dorința de a-l binecuvânta pe Iacov. Poate, cum am zis, o decizie din seara aceasta, să-l facă pe Dumnezeu să rostească o binecuvântare, binecuvântat să-i fie numele, pentru că este așa de ginga și atent cu noi. Pentru seara aceasta, din textul care a fost citit, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru pe care îl sublinează Marele Apostol Iacov aici, fratele Domnului. Zice el, dacă ascultă cineva cuvântul și nu-l împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit pleacă și uită îndată cum era. Majoritatea dintre noi, înainte de a veni la adunare, ne-am uitat în oglindă. Spun majoritatea că sunt cel puțin câțiva care nu s-au uitat. E vorba de copii. Ei nu sunt așa de obsedați încă de dorința de a impresiona pe alții, nici măcar nu sunt conștienți de cum arată. Dacă ei lăsa, te miri uneori când îi duci la școală, s-ar gândi că și-a luat pantaloni invers, că și-a luat bluza pe dos, dar ei nu se sizează, nu-i interesează asta. Încă nu și-au, s-a dezvoltat în ei acea imagine de sine.
Vreau în această dupămasă să vorbesc despre oglinzile sufletului omenesc, despre imaginea noastră, despre noi înșine, unde ne-o vedem, unde ne-o creem. Vreau să vedeți că Dumnezeu ne-a pus la îndemână suficiente oglinzi în care să ne vedem. Și vreau să știți că ființa umană este foarte predispusă înșelăciunii. Domnul spunea în Scriptură, aveți grijă să nu vă înșele cineva. E una când te înșală cineva, altcineva. Deci Domnul a lucrat cu alte arme, a avut un spirit viclean, eu am fost sincer și m-a păcălit. Găsește un anumită consiliere. Dar când te păcălești tu pe tine însuți, cum zice aici textul, asta este cea mai gravă situație. Știi că te-ai păcălit tu pe tine. Că te-ai tras tu singur pe tine pe sfoară. Și Domnul, prin apostol, de exemplu aici în Iacov, zice nu vă înșelați singur. Sau citim în Galateni, prin apostolul Pavel, zicea Dumnezeu aici, în Galateni, în capitolul 6, versetul 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Poți să te păcălești singur. S-a spunea Solomon în Proverbe că dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde de la un nebun decât de la el. Vă dați seama de gravitatea acestor cuvinte ale lui Solomon? Știi ce zice el de fapt? Dacă întâlnești un om care are o imagine greșită față de sine, un astfel de om este mai rău decât un nebun. Un om care crede despre el ceva ce nu este adevărat este mai rău decât un nebun. Și atrăgea Domnul atenția prin îngerul său unei biserici în Apocalipsa, în capitolul 3. Citim de la versetul 17. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi, zice Domnul aici, că ești ticălos, că ești nenorocit, sărac, orb și gol. Doamne, chiar așa de mare poate fi diferența între cum mă văd eu și cum mă vezi tu? Vreau să știți că aceste cuvinte nu sunt rostite în dreptul unui nepocăit, a unui om din lume, ci aceste cuvinte Dumnezeu rostește în dreptul unei biserici, unei biserici care cândva fusese în clocot pentru Dumnezeu, unei biserici care dăduseră poate martiri, oameni care au beneficiat de evanghelici, de evangheliști, de slujitori trimiși de Dumnezeu, de daruri duhovnicești. Și ce Dumnezeu, crezi că ești bogat, crezi că ești bun, ai o imagine despre tine așa de bună, zici, nu duc lipsă de nimic, dar nu știi că ești un ticălos, că ești nenorocit, ești sărac, ești orb, ești gol. Te sfătuiesc, zice Domnul ei, să cumperi de la mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățești, și haine albe ca să te îmbraci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Și în seara aceasta Dumnezeu ne îndeamnă să venim să cumpărăm de la El tot ce avem nevoie, dar asta numai după ce te-ai uitat în oglindă. Până când nu te uiți în oglindă poți să crezi de toate despre tine. În momentul în care te așezi în fața oglinzii te vezi cine ești. Și vreau să știți în această seară din textul care l-am citit aici din Iacov că Dumnezeu ne-a dăruit o primă oglindă pe care ați văzut că am citit, este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat cuvântul Scripturilor în care eu mă pot oglindi ca să n-ajung pradă inimii mele nespus de rea și de înșelătoare. Cum am zis, omul este așa de ușor de păcălit de propriile lui iluzii. Dar Sfânta Scriptură, acest adevăr al lui Dumnezeu vine să facă ordine în viața mea. Am rămas surprins când cineva observa un lucru foarte interesant. De fapt, în Scriptură sunt foarte multe lucruri pe care le pierdem atunci când citim așa superficial Sfânta Scriptură. În Genesa, în capitolul 49, Iacov își cheamă copiii să-i binecuvinteze. Problema era însă că Iacov avea doi întâi născuți. Amintiți-vă că Iacov avea două soții, Rahela și Lea. Primul născut din Lea era Ruben, care a spurcat patul, un copil neascultător, rău. Celălalt
întâi născut era din Rahela, întâi născut al lui Rahela era Iosif. Pe Ruben, Iacov nu-l aprecia deloc, îl respingea. Pe Iosif îl iubea. Aduceți-vă aminte ce durere l-a cuprins pe Iacov când a aflat că Iosif a fost sfâșiat de o fiară sălbatică, aducându-i se harnea aceea pestiță mânjită de sânge. Știți însă că atunci când Iacov a trebuit să rostească binecuvântarea pentru copii, l-a așezat ca întâi născut pe cel care era întâi născut, adică pe Ruben. Cine l-a ajutat, întrebați un frate, pe Iacov să-și depăsească simțămintele, că zicea el, cel mai greu război în viață, în care cei mai mulți cad înfrânți, e războiul cu lucrurile pe care le iubește inima ta, cu propria ta inimă. Câți iasă biruitori în războiul cu propria lor inimă, cu lucrurile la care le țin ei. Și Iacov aici zice, Ruben, tu întâiul meu născut. Cine da puterea să rostească aceste cuvinte? Decât cuvântul lui Dumnezeu care i-a poruncit, i-a făcut ordine în viața lui. Iacov undeva a avut din partea lui Dumnezeu această revelație, descoperire că întâiul născut trebuie să moștenească binecuvântarea întotdeauna. Aceasta a fost transmisă în mod tradițional în familia lui Avram. De aceea s-a luptat Iacov, deși era al doilea născut, să dobândească el dreptul de întâi născut. Știau de la Dumnezeu că dreptul acesta este privilegiat pentru că și Iisus Hristos este numit în Sfânta Scriptură, era un fel de oglindire a lumii viitoare, a ceea ce urma să se întâmple în planul lui Dumnezeu. Iisus Hristos este întâiul născut al lui Dumnezeu și noi ceilalți suntem biserica celor întâi născuți al lui, cum spune în Epistola către Evrei. Ei, cuvântul lui Dumnezeu vine să facă ordine în viața mea. Altfel, sunt pradă propriilor mele simțăminte și emoții. Inimii mele, cum am spus, așa de înșelătoare, dar cuvântul acesta lui Dumnezeu vine să mă îndrepte. Iată de ce, dragii mei, frați, surori și tineri, sunt chemat mereu și mereu să îmi adâncesc privirile în această oglindă a lui Dumnezeu, unde mă pot corecta. Câți dintre noi nu trăiesc viața pe baza propriilor lor sentimente? Așa simt, frate. Așa m-a călăuzit Domnul, mai pune în vina și pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, că așa ne călăuzește Domnul. Și câți dintre noi atunci când vrem să ne așezăm viața, ne ordonăm după cuvintele lui Dumnezeu? Este prima oglindă pe care mi-a dat Dumnezeu, în care mă pot revedea. Cine sunt eu? Cine crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Ori de câte ori diavolul vine și pășește spre sufletul meu cu gânduri de aroganță, că ești cineva, că ești ceva, că Dumnezeu ne îngăduie unor să urcăm și pe înălțimile noastre, cum zice în Scriptură, te voi ridica pe înălțimile țării. Și atunci noi credem că suntem mai mari decât toți. Și atunci ne aducem aminte de cuvintele acestea din Galateni, care zice, cine crede că este ceva, nu este nimic. Dacă crezi despre tine că ești ceva, adu-ți aminte de cuvintele astea. Dumnezeu a zis, nu ești nimic. Dacă crezi că ești veșnic la tinerețe, ai impresia că tu ești mai puternic decât toți, că o să faci ce n-a făcut nimeni până atunci, că ar trebui lumea să dea o anumită prețuire, că vei face tu ceva. Și Biblia spune că nu ești decât un abur care te ridici puțin și apoi pieri. Că nu suntem decât un pai clătinat de vânt. Că zilele noastre nu sunt decât cât o la de palmă înaintea lui Dumnezeu. Mi-amintesc de Iov, când se întâlnește cu Dumnezeu, spune el în Iov, în acolo la sfârșitul capitolului, sfârșitul cărții, capitolul 42, până acum urechea mea a auzit vorbindu-se despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut și mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Vă amintesc că marele apostol Pavel a avut harul să fie răpit, zice Biblia, până în al treilea cer, să vadă lucruri pe care nu le-a văzut niciunul dintre noi. Lucrurile care la inima omului nu s-au suit, inima omului este incapabilă să năzuiască așa ceva. În cele mai fericite momente ale tale, când visezi la eu știu ce lucruri frumoase și cum ți-ai proiectat viața, dacă ți-ar fi dat posibilitatea să faci tu tot așa cum ți-ai dori. Și dacă n-ai avea piedici din partea celor din jur, din partea lipsurilor sau a societății, să imaginezi la o lume și o viață, nu știu cum zice Biblia, nici măcar nu s-a suit la imaginația umană ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Și asta le-a văzut Pavel.
Și am auzit cuvinte care nu sunt îngăduite unui om să le rostească. Și din pricina strălucirilor lucrurilor pe care le-am văzut, zice Biblia, Dumnezeu mi-a pus în trup, în carne, un sol al Satanei ca să mă împiedice să mă îngânf. Ce grijuliu e Dumnezeu cu noi, știe că imaginea noastră despre noi înșine este așa de ușor de deformat, încât zice Domnul către Pavel, știi ce, Pavel, eu m-am gândit să te ajut, ca să nu-ți deformezi imaginea de tine, am să-ți îngădui un sol al Satanei în carne. Și mai este ceva ascuns în această taină, deci nu știm în ce a constat acest sol al Satanei, dar faptul că Pavel a rugat pe Dumnezeu de trei ori să-l ia și Dumnezeu de fiecare dată a refuzat să-l asculte și l-a lăsat ca o permanență în trupul apostolului Pavel, mă face să-mi dau seama că ce predic eu acum nu îi ține de începuturile pocăinței, ci e ceva ce continuă de-a lungul vieții mele de pocăit. Adică tot timpul vieții mele eu sunt în pericolul să-mi schimb imaginea despre mine într-un mod fals. De aceea a zis Domnul lui Pavel, nu ți-l iau, harul meu ți-e de ajuns, trebuie să rămân acolo. Tu ești în pericol toată viața. Pe tot parcursul vieții, imaginea este foarte ușor de deformat, suntem așa de ușor de păcălit și de înșelat, încât uneori și la sfârșitul vieții poți să te păcălești. Deci apostolul Pavel, mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am predicat altul, eu rămân să fiu lepădat. Adică eu știu că încă există pericolul acesta să greșesc. De aceea, în această seară vă invit împreună cu mine să luăm în considerare această oglindă pe care ne-o dă Dumnezeu înainte și să ne privim cu atenție cum suntem. Așa cum ne arată Dumnezeu în cartea aceasta, pentru că ea este o oglindă a ființei noastre. Filozofia îmi spune ceva despre ființa umană. Mass media îmi spune ceva, societatea mea îmi spune ceva. Cine are dreptate? Au fost societăți în care, și societatea noastră merge spre o direcție în care zeificăm ființa umană. Care credem că omul este de fapt Dumnezeu. Că noi suntem în stare să dictăm în lumea aceasta asupra ce e bine și ce e rău. Noi avem dreptul să decidem ce este moral și ce nu este moral. Și că cultura părinților noștri este învechită, trebuie aruncată la tomberonul istoriei și acum, de exemplu, viața de familie nu mai implică un angajament pe viață. Putem să trăim în concubinaj. Putem să ne schimbăm partenerii de viață cum vrem. Asta este epoca pe care noi o trăim. Și ce este interesant e că oamenii nu se simt vinovați față de aceste decizii pe care le au. Pentru că am început să ne credem noi Dumnezei. De ce mai trebuie noi să ascultăm de o carte învechită și de un Dumnezeu pe care nu putem să-L vedem? Noi trebuie să decidem ce este bine și ce este rău. Au fost societăți în care, de exemplu, handicapații, trebuie, care sunt o povară pentru societate și pentru familii, să eliminăm. De ce se mai trăiască handicapația? Le facem o injecție și scăpăm de ei. Bătrânii de la o anumită vârstă, când și-au pierdut mintea, și-au pierdut memoria, și-au pierdut forța de muncă, sunt doar o pierdere pentru planetă. Și sunt țări în care putem să-i eutanizăm. Copiii sunt o povară pentru familie. E liber avort în majoritatea țărilor din Europa. Irlanda, nu știu dacă nu cumva între timp au aprobat și ei. Era singura țară din Europa în care avortul era interzis prin lege, prin Constituție. Putem să decidem dacă un copil să vină pe lume, să nu vină. Suntem Dumnezei. Asta este societatea în care trăim. Alte societăți au zis că suntem animale. Când iau sfânt această carte a lui Dumnezeu, este singura în care pot să-mi dau seama cine sunt. Este singura în care mă pot oglindi. Iată, dragii mei, cât de ușor ne putem înșela singuri dacă nu ne uităm în oglinda aceasta lui Dumnezeu. Singura care mi-arată așa cum sunt, așa cum a proiectat Dumnezeu să fiu și care mă așează în poziția în care Dumnezeu m-a pus. În al doilea rând, mai este o oglindă pe care o întâlnim în fiecare zi, nu știu dacă ne dăm seama de ea. Citim în Proverbe, în capitolul
27, versetul 19. Cum răspunde în apă fața la față, așa răspunde inima omului inimii omului. Adică zice Solomon, fiecare dintre noi cred că ne-am aplecat cel puțin o dată asupra unei fântâni, asupra unei ape limpede. Și ne-am trezit atunci când ne-am uitat în acea apă că ne revedem pe noi. Adică zice Solomon, pe vremea aceea nu existau oglinzi sub forma în care le avem noi, ci ele erau probabil sub forma unor plăci de argint sau de aur. Dar apa pentru fața umană este o oglindă. Și așa cum în apă omul își vede fața, fața răspunde la față, la fel, inima omului răspunde inimii omului. Mă întâlnesc cu câte un frate scump, mă întâlnesc cu cineva din familie, mă întâlnesc cu un prieten, mă întâlnesc cu oamenii în jurul meu, ei, zice Solomon, sunt un mod în care mă pot vedea pe mine însumi. La fel cum într-o apă limpede îmi văd fața, la fel într-o inimă sinceră mă revăd pe mine. Atunci când te întâlnești cu cineva, cu o persoană care ți este dragă, te poți revedea, zice Biblia. Așa cum în apă răspunde fața la față, la fel răspunde inima omului, inimii omului. Sufletul, viața, inima celuilalt este o oglindă pentru propria mea viață. Din acest punct de vedere, noi suntem ființe sociale, ființe care interacționăm cu oamenii și avem nevoie de prieteni, de oameni care să ne iubească, în care să avem încredere, la care să ne putem destănui, să ne putem mărturisi, să le putem spune secrete. Ce mult face să ai un prieten, un prieten care să te poată jigni uneori. Dar spune Scriptura în Proverbe că rănile pe care ți le face un prieten dovedesc credincioșia lui față de tine. Am constatat în relațiile mele cu prietenii că mi este foarte greu să mustru un prieten. Îmi este foarte greu să-i spun în față defectele pe care le are. Prefer uneori să le ocolesc aceste cuvinte. Prefer să-l apreciez. Îmi este ușor să spun lucruri bune față de el. Îmi este așa de greu să-l rănesc. Dar tocmai această putere de a-ți răni prietenul dovedește credincioșia ta. Și am descoperit că este o artă să poți să-i spui cuiva un defect pe care îl are fără să-l superi. Dar vreau să știți că se poate. Există posibilitatea să-i spui cuiva lucrurile rele pe care le are, pe care le face fără să se supere. Sau chiar dacă se supără, să-l faci să treacă cu ușurătate peste acea criză, peste acel moment și să te iubească mai departe. Am învățat asta de la Dumnezeu. Zice Biblia despre Iona că a păcătuit. A fugit departe de fața Domnului, deși Dumnezeu l-a trimis la Ninive, el a mers la Tars. Dar Biblia spune că Dumnezeu a îngrijit ca Iona să fie aruncat, știți, din corabie în mare, pește l-a prins, l-a aruncat pe țel. Și zice Biblia că Iona totuși a mers să provodească Ninive, după care a mers la marginea Ninivei și s-a așezat sub umbra unui ienupăr care a crescut acolo, un fel de buriană care crește foarte repede și care îi făcea un pic de umbră. Și în timp ce el dormea, Dumnezeu a trimis un vierme și a înțepat curcubetele. Iona era foarte supărat pe Dumnezeu, că Dumnezeu i-a iertat pe niniveni. Și când s-a trezit, Iona era mânios pe Dumnezeu, de ce a murit curcubetele. Și Dumnezeu a zis, tu te superi că moare un curcubete? Ție ți-e milă de o plantă care a crescut peste noapte aici. Nu te-ai plantat-o, n-ai grijit deloc de ea. Și mie, să nu fie milă de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească stânga de dreapta? Vedeți gingășia cu care Dumnezeu se apropie să-i spună lui Iona, Iona, ești așa de superficial în judecățile tale, ești așa de lipsit de dragoste, îți pasă de o buriană, dar nu-ți pasă 120.000. Cum a pregătit Dumnezeu terenul ca să-i poată comunica lui Iona acest lucru, acest adevăr despre el însuși. Atunci când vorbești cu cineva și vrei să-i spui ceva rău despre el, să-l mustri, ai grijă cum o faci, nu intra încălțată în sufletele oamenilor, este o vorbă din popor. Mi-a plăcut de un frate care zicea, trebuie să mustru pe cineva.
Dar vreau să știi că înainte de asta, deci am postit câteva zile și când am mers și am vorbit cu lacrimi în ochi cu el. Spune asta ca și o ofensă la adresa predicatorilor care unor vorbesc de rău pe alții, chiar de la învoane, și o fac într-un mod pe ton de glumă. Dacă vrei să spui cuiva, să-l corectezi pe cineva, dacă știi să o faci, să știi că poți să o faci fără să-l rănești. Sau chiar dacă îl rănești, să-l faci totul să te iubească. Sunt astfel de oameni și în viața mea, care chiar dacă mă rănesc, îi iubesc. Unul dintre ei e soția mea. Dumnezeu ne-a angajat, ne-a pus lângă noi o ființă care, zice Biblia despre Adam, când a văzut-o pe Eva, iată în sfârșit pe aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Adică aceea în care Dumnezeu mi-a dat harul să mă oglindesc, să mă văd cine sunt. Așadar, dacă vrei să afli adevărul despre tine însuți, să te uiți în oglindă, uite-te la relațiile care le ai cu oamenii din jurul tău. Orice relație care scârțe, care merge prost, nu trebuie învinovățit altul despre asta, ci este o ocazie în care pot să-mi văd defectele. Ori de câte ori mă cert cu soția, ori de câte ori mă mânii pe copii, ori de câte ori am un conflict cu vreun vecin, ori de câte ori este cineva care mă face să-mi ies din albia mea, este o ocazie în care Dumnezeu îmi oferă șansa să mă văd în oglindă. Uite cine ești, uite cum arăți. Uite bine să vezi unde ai greșit. Dovada de înțelepciune în viață este, Biblia ne-a lăsat o istorie bogată în Scriptură. Citim, de exemplu, istoria Vechiului Testament a împăraților lui Israel. Știți că au fost împărați care au avut conflicte, au avut războaie, care au dus o viață de sărăcie, poporul gemea sub ei. Dar au fost împărați ca Solomon, în care a fost pace de plină peste ținuturile sale, în care era prosperitate și belșug și binecuvântare. Știți că și sub domnia lui Iisus Hristos, de aceea noi îl așteptăm pe El ca împărat, este singurul capabil să instaureze împărăție în care va domni pacea și neprionirea și dreptatea. Orice nedreptate, orice conflict, este adevărat și rezultatul faptului că trăim în firea pământească, dar este și o dovadă a faptului că caracterul nostru încă nu este perfect. Caracterul nostru încă nu este desăvârșit, că mai avem de schimbat în noi, că avem defecte noastre, că poate o vorbă am spus-o greșit la un moment dat, că poate noi am început un conflict. Că zice Biblia că orice ceartă, începutul unei certe, este ca slobozirea unor ape mari. De aceea curmă cearta înainte de a se înteți. Uneori o vorbă aspră, să mânia. Poate uneori noi am deschis un subiect care nu trebuia să-l deschidem. Și de acolo s-a născut un conflict. Odată un bărbat foarte gingaș și iubitor a mers la un doctor și a spus: domnule doctor, nu știu cum să-i spun soției mele, am observat că nu mai aude bine. Mi-e jenă să o jignesc, să o duc la dumneavoastră, să văd. Cum pot să-mi dau seama dacă chiar are probleme cu urechile sau ce se întâmplă? Sau poate chiar nu mă bag în seama și nu vrea să-mi răspundă uneori. Și doctorul zice: foarte simplu, mergi acasă, te așezi în spatele la o anumită distanță, la câțiva pași și îi spui ceva. Dacă nu răspunde, mai face un pas mai aproape, îi rostești din nou. Dacă nici atunci nu răspunde, mergi până în spatele ei și îi spui spatele ei. Dacă nici atunci nu răspunde, atunci trebuie să vină apar acum ea la mine, are probleme cu urechile. Și omul nostru se așează în spatele acestei femei când ajunge acasă, era la bucătărie și îi spune: dragă, ce avem de mâncare astăzi? Nimic, nu niciun răspuns. Mai face un pas, rostește din nou: draga mea, spune-mi, ce avem de mâncare astăzi? Nimic. În final, merge până în spatele ei și spune: dragă, spune-mi, ce avem de mâncare astăzi la prânz? Soția de data aceasta, pe un ton foarte clar și puternic, se întoarce și spune: dragul meu, îți răspund pentru a treia oară, avem ciorbă și cartofi prăjiți. Problema nu era la ea, problema era la el, el nu mai auzea. Chiar dacă este ridicol, vreau să știți că noi nu ne descoperim cu adevărat cine suntem decât în relație cu cineva. Altfel poți să crezi despre tine că tu ești bine și că celălalt e rău. Dar dacă stai și analizezi relațiile tale cu ceilalți, poți să-ți dai seama. Omul acesta și-a dat seama în relație cu soția că el de fapt avea probleme cu urechile. Chiar dacă inițial credea altfel.
Dragii mei, atunci când ne întâlnim cu oamenii din jurul nostru, Dumnezeu ne oferă ocazia să ne vedem pe noi înșine cine suntem. Să ne descoperim așa cum suntem. De aceea Dumnezeu a pus lângă mine oameni imperfecți. Doamne, așa de mult aș vrea să am îngeri lângă mine. Și Dumnezeu zice, nu ți-am așezat oameni, pentru că și tu ești om și ai nevoie să te vezi așa cum ești. În relație cu un înger nu te-ai vedea bine, te-ai vedea și tu înger. Dar eu ți-am așezat oameni lângă tine ca să te vezi cine ești. În sfârșit, os din oasele mele și carne din carne. De aceea eu îi sfătuiesc pe tine să te căsătorească, să întâlnească o persoană care să iubească, în care să poată să aibă încredere, pentru că așa cum zicea cineva, soția și soțul este singura ființă în fața căruia poți să stai gol, fără să-ți fie rușine. Nu-i vorba de lipsi de haine, ci e vorba de gol din punct de vedere sufletesc. Să-ți cunoască defectele, să știe toate lucrurile rele despre tine și totuși să te iubească. Ai nevoie de astfel de persoane care să nu joace teatru cu tine, care să nu te deformeze pe tine însuți. De câte ori în discuțiile cu oamenii ne deformăm imaginea de noi înșine. Sunt oameni care apreciază foarte mult modul în care predicăm, alții modul în care gândim sau familia noastră sau așa mai departe. Dar atunci când intru în relație cu adevărul, îmi descoper defectele mele, mă pot vedea așa cum sunt. În al treilea rând, mai este o oglindă în care ne vedem. Vedeți, avem două deja și le avem des la îndemână. Scripturile fiecare dintre noi le avem în casele noastre. Le citim la toate slujbele noastre. Oamenii din jurul nostru îi întâlnim în fiecare zi. Fiecare dintre noi aproape avem familii, oameni cu care intrăm în relații și contacte. Mai este încă o imagine de noi înșine pe care ne-o culegem, citesc în Proverbe, capitolul 22, o oglindă în care ne revedem, versetul 29. Dacă vezi un om iscusit în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oameni de rând. Cine spune mie despre omul acesta care este descurcăreț, care este priceput, care face un lucru cu iscusință, cu înțelepciune, cu chipzuință, că merită să stea lângă regi? Activitatea pe care o desfășoară. În momentul în care vezi ce face omul respectiv, lucrul pe care îl face spune ceva despre omul respectiv. Citeam în Exod, în capitolul 31, și prima oară m-am mirat când am citit aceste cuvinte. Exod 31, versetul 3. Citesc de la 2. Zice Domnul, să știți că am ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu. I-am dat un duh de înțelepciune, pricepere și știință pentru tot felul de lucruri. I-am dat putere să născocească tot felul de lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să sape în pietre și să se le lege, să lucreze în lemn și să facă tot felul de lucrări. Mi-a zis, Doamne, avea nevoie omul ăsta să fie umplut de Duhul Sfânt ca să știe să sape în piatră? Ca să știe să topească aurul și să-l toarne în diferite forme? Și mi-am dat seama din aceste cuvinte că activitatea pe care o desfășor este o oglindire a lăuntrului meu. De aceea unul face un lucru într-un fel, altul face altfel. Și pe orice pui mâna, îți leși într-un fel amprenta ta lăuntrică. Un bătrânel odată, un bunic, scria odată la masă și un nepoțel se apropie de el, zice, bunicule, ce scrii? Scrii o poveste cumva? Da, scrii o poveste. Nu mi-o spui și mie, zice, povestea este ca poveștile, dar vreau să știi că mai importantă decât povestea e creionul. Și eu mi-aș dori să fii ca și creionul acesta când vei fi mare. Cum adică? Se uită nepotul la creionul respectiv și nu vedea nimic deosebit în creionul respectiv. Că ce mai special creionul decât alte lucruri? Ce, în primul rând să știi că creionul acesta este purtat de o mână. Tare mi-aș dori în cursul vieții și tu să fii purtat de o mână. Cum zice Biblia despre Nemia, că mâna cea bună a Domnului era peste el. Să fie mâna Domnului cu tine în toate, să te conducă. Oricunde ai fi pe pământul acesta, să fii numai o unealtă în mâna lui Dumnezeu, un creon pe care să-l miște el și să nu-l miște altcineva, cum zicea Domnul la un moment dat ucenicilor care cereau foc din cer peste un sat de-al samaritenilor și zice, nu știți de ce duf sunteți însuflețiți, nu știți ce mână vă conduce din spate când gândiți astfel. Apoi, uite la creonul acesta și vreau să știi că
din când în când trebuie să mă mai opresc să-L ascult. Că se tocește. Vreau să știi că în cursul vieții vei avea nevoie de suferințe care să te ascute, să te facă folositor. Apoi, vreau să vezi că la creionul acesta în capăt este atașată o radieră care îmi permite uneori, când greșesc, să șterg ce am greșit. Vreau să știi că în cursul vieții vei face și greșeli. Să nu-ți fie greu niciodată să-ți corectezi greșelile, să-ți ceri iertare, să ai puterea să recunoști că ai greșit. Niciunul dintre noi n-am ajuns de săvârșit, toți mai greșim. Ești pe o pistă periculoasă în momentul în care crezi despre tine că nu mai greșești, că ești infailibil. Asta este dovada apostaziei unor biserici, când se cred infailibili. Sau slujitorul, sau celor care cred că ei au perfectă dreptate întotdeauna. Mi-aduc aminte că l-am întrebat o dată pe un frate, vorbind despre persoane mari din istorie, teologi, care au greșit și au căzut chiar și s-au rătăcit. Și l-am întrebat cu anumită teamă, cum pot să mă asigur că eu nu voi cădea într-o astfel de eroare sau groapă? Și el mi-a zis, dacă îți vei păstra tot timpul vieții capacitatea de a-ți corecta erorile și puterea de a recunoaște, chiar dacă ai predicat o viață, uneori greșit ceva, să nu ți orbește la o greșeală când descoperi că ai greșit, Dumnezeu te va ajuta să rămâi pe cale. Am întâlnit oameni care atât de dragă le este, nu știu ce, ori imaginea pe care și-au creat-o, ori doctrina pe care au îmbrăjat-o, încât chiar dacă au descoperit ceva greșit, au preferat să păstreze eroarea de dragul imaginii. Mi-aduc aminte de Pitagora, unul dintre mari matematicieni din istorie. El care credea că toată lumea, tot universul, poate fi descifrat prin numere raționale. Într-o zi, unul dintre ucenicii săi a venit și a demonstrat că diagonala unui pătrat, care are latura un număr natural, este un număr care nu poate fi exprimat sub formă de fracție. De exemplu, în cazul ăla era un pătrat cu latura de un metru. Diagonala este radical din 2, care este un număr irațional. Și a demonstrat asta. Pitagora a preferat, spre rușinea lui în istorie, a preferat să-i lege o piatră de gât și să-l arunce în mare, să fie omorât, să nu mai știe nimeni că teoria lui nu e adevărată. Cam așa seamănă foarte mulți dintre credincioși. Așa de dragi le sunt anumite păreri, încât chiar când le este descoperit adevărul, preferă eroarea decât să-și confrunte propriilor lor defecte. Dar hai să stăm acum sincer să discutăm. Atunci când eu consider și descoper că ceva am greșit, am puterea să-mi confrunt greșeala? Câți dintre noi mai avem rugăciuni în care ne curg lacrimi din ochi? Câți dintre noi mai ținem zile de post, dar nu zile programate, în sensul, știi, mâine postim, ca și cum a zice, mâine plângem, ci o zi care se izvorască din inimă. Într-o zi am sudat ceva și datorită locului în care lucram, trebuia cu o mână să mă țin, nu puteam să folosesc masca, n-aveam ochelari și m-a prins sudura. Toată noaptea mi-a curs lacrimi din ochi. Cei care ați avut experiența asta știți cât de dureroasă și oribilă este durerea aceasta. Și îmi curgeau lacrimi și am plâns, cum zicea cineva, ai plâns mult noaptea asta. Dar nu știu dacă lacrimile acelea sunt adunate în burduful lui Dumnezeu. Cam așa sunt unele zile de post de ale noastre. Nu sunt însoțite de acea durere lăuntrică, de descoperirea aceea tulburătoare, am greșit, Doamne. Aici sunt vinovat, mă căiesc, să treci peste tine însuși, să te sfărâmi sub adevărul lui Dumnezeu. Dacă activitatea este o imagine, revenind la creion, când ne-am oprit la radieră, îi spunea bătrânul acesta copilașului să știi că creionul acesta, oricât de frumos ar fi, ceea ce dă importanță creionului este mina cu care scrie. Partea lăuntrică, partea nevăzută a ființei umane este mai importantă decât ceea ce se vede. Așa cum zicea cineva, ceea ce te va face să te ridici sau te va face să cazi în viață nu sunt cei din jur, ci sunt relațiile pe care le avea cu tine însuți, partea ta lăuntrică. Și în al cincilea rând îi spunea bătrânul acesta nepoțelului său, să știi că creionul acesta întotdeauna lasă o urmă. Și viața ta lasă o urmă întotdeauna. Și urma pe care o lași este imaginea ta în care te poți oglindi să vezi cine ești. Ce ai lăsat în spatele tău?
Ce rămâne în urma ta, activitatea pe care o desfășori, este locul în care mă pot oglindi, este o oglindă pentru sufletul meu. În această privință vreau să spun câteva lucruri. În primul rând, obișnuiește-te când faci ceva, să faci cu pasiune, să pui inimă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine conduce, să o facă cu toată inima. Cine dăruiește, să dăruiască cu pasiune, zice Sfânta Scriptură. Tot ce faci să fie făcut ca pentru Domnul, din toată inima, nu ca pentru oameni. Ce faci, fă cu pasiune, pentru că este o imagine a ta. Suntem așa de împărțiți în activități încât lăsăm lucrurile nefăcute și ăsta este al doilea lucru pe care vreau să subliniez. Lucrurile de care te apuci, fă-le și du-le până la capăt. Obișnuiește-te să termini ce ai început să faci. Spune Scriptura în Psalmul 1 că cel care își găsește plăcerea în legea Domnului și cugete asupra ei zi și noapte, zice Biblia că el tot ce începe duce la bun sfârșit. Termină ce a început. O societate atât de aglomerată și atât de schimbătoare ne face să ne schimbăm așa de des activitățile, încât nu ducem nimic la capăt. Povestea un frate că un tânăr a mers la un frate acasă și privindu-i biblioteca foarte mare, câteva mii de cărți, l-a întrebat pe fratele, le-a citit pe toate. Și fratele, mirat, surprins de astfel de întrebare, a zis, frate, pe unele și de trei ori. Și fratele a rămas blocat. Eu n-am numai câteva și din alea n-am citit. Mai nimic, câteva pagini și mă împotmolesc. Ne-am obișnuit să nu ducem lucrurile până la capăt. Când dăm de greu să le abandonăm. O societate în care trăiește în abandon. Spuneam cuiva, odată se născuse un conflict. I-am zis, de ce ai abandonat lucrurile cât încă mai puteau fi salvate? Prea repede ne-am obișnuit să le aruncăm. Să lăsăm din mână, să aruncăm podurile în aer, când încă mai puteau fi salvate. Ce a făcut Iuda? Zice Biblia, când a auzit că Domnul s-a răstignit, a mers și s-a spăzurat. Prea repede ai abandonat Iuda. Mai trei zile trebuia să aștepți. Și Domnul învia și puteai să-și ceri iertare, așa? Poate te ierta și pe tine, ca pe Petru, altă dată. Așa de repede abandonăm lucrurile și le lăsăm baltă. Sigur că trăim într-o lume atât de aglomerată încât unele lucruri trebuie să le lăsăm. Sunt lucruri pe care trebuie să le abandonăm ca să le putem face pe altele. Dar vreau să vă spun ceva. Eu le recomand copiilor, îi învăț pe copilașii mei, să privească lumea aceasta ca un uriaș magazin. Acum că suntem obișnuiți cu supermarketurile astea în care găsești de toate. Cam așa e viața. Tot ce vrei de pe pământul acesta nu e altceva decât o mare piață, un iar maroc uriaș, cum a venit Domnul la un moment dat la Domnul și a arătat toate împărățile mântului. Și le dau toate. Hai să facem un schimb. Totul este la schimb. Dar ce este interesant în acest magazin este că niciun obiect nu are pus prețul pe el. Prețul îl pui tu. Ai toată libertatea să pui preț la unele mare, la altul mic. Nimeni nu te obligă să pui un anumit preț. Și vreau să știți că Dumnezeu nu m-a lăsat lipsit de ghide în acest magazin. Biblia spune, toate lucrurile sunt înaintea ta, viața și moartea stau în fața ta. Alege viața ca să trăiești, nu alege moartea și blestemul ca să nu pieri. Dar în acest magazin uriaș, Dumnezeu mi-a dat un ghid. Și în Sfânta Scriptură Dumnezeu îmi spune, de exemplu, în Proverbe, să știi că ăla e mai valoros decât celălalt. Să știi că asta face mai mult decât cealaltă. Un prânz de verdețuri și pace face mai mult decât o masă încărcată de cărnuri și ceartă. Mai bine o bucată de pâine uscată și dragoste decât un bou îngrășat cu ură. Mai bine puțin cu frică de Domnul decât mari venituri cu strâmbătate. Dar tu ești cel care dai prețul lucrurilor. Și vreau să știți ceva, că lucrurile pe care vrei să le cumperi, în general noi la magazine căutăm lucrurile din același fel, căutăm varianta mai ieftină sau căutăm oferte sau reduceri de preț. În viață însă nu e așa. Lucrurile pe care vrei să le cumperi le pui prețul foarte mare. Și singura monedă în care poți să cumperi în viață e viața, e timpul. Și uitați-vă dacă nu este așa. Dacă unul socotește valoroasă școala, de exemplu, își va dedica ani de viață din școală. Eram absolvisem liceu,
intrasem la facultate și un prieten de-al meu, care intrase și el la două facultăți, a aflat că scoate diplome de la facultate și fuge în Irlanda. Eu am zis, măcar că aveam după aceea și eu posibilitatea și eu să fug, prefer să fac școală. Și am pierdut 5 ani din viață ca să fac școală. După ce am terminat școala și am început să lucrez, am beneficiat din nou de o chemare de a pleca în Irlanda și atunci discutam cu cea care urma să-mi vină să-mi fie soție. Și am zis, e mai important să mă căsătoresc decât să adun bani. Și mi-am dedicat viața familiei. Lucrurile pe care le consider valoroase, le vei pune preț mare și le vei dărui timpul tău. Dar vreau să știi că orice diferență de preț pe care o pui unui obiect între ceea ce zice Dumnezeu și ceea ce dai tu, este o pierdere. Interesant este că ce ai pus în coșul de cumpărături n-o să poți să-i știi prețul numai la sfârșit. La sfârșitul vieții, zice Solomon în Proverbe, că multe căi se par bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Doar la urmă vezi unde au dus. Adică doar la sfârșit le descoperi prețul, cam cât ar fi costat ele. Și, cum am zis, Dumnezeu totuși nu m-a lăsat să mă rătăcesc, să mă pierd, să observ la urmă că mi-am risipit viața degeaba, și Dumnezeu mi-a pus la mână un ghid. De aceea, dacă vorbesc despre activități, e adevărat că e nevoie să vă simplificați unor viața. E nevoie să renunțăm la unele lucruri, să nu le terminăm pe unele care le-am început. E nevoie de asta. Și sunt lucruri pe care trebuie să le spunem stop. Pavel zicea la un moment dat, lucruri pe care mai înainte erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere. Gata, am zis, am terminat cu asta, de asta nu mai mă ocup. Dar, ca să știu la care să renunț și la care să continu, am aici un ghid de Sfânta Scriptură. Și vreau să știți că dacă renunțați la ce nu trebuie, o să găsiți la sfârșit la factură, la sfârșitul vieții, că ați cheltuit viața degeaba. În concluzie vreau să spun două lucruri. Primul, niciunul dintre noi nu vede viața și lumea așa cum este. Noi vedem lumea și viața așa cum suntem noi. Mi-aduc aminte că am citit despre doi agenți de la o fabrică de pantofi. Ajunseseră pe o insulă, unde oamenii erau primitivi, trăiau îmbrăcați sumar și desculți. Primul a sunat repede în țară și a zis, îmi pare rău, am făcut călătoria degeaba până aici. Aici nu se poartă pantofi, nu poartă nimeni pantofi. N-avem la cine să vindem pantofi, că nu ne cumpără nimeni pantofi, că nu se poartă pantofi. Al doilea a sunat în țară și a zis, urgent, vă rog să-mi trimiteți un transport de 10.000 de pantofi. Nevoie mare de pantofi pe insulă. Nimeni nu are pantofi în picioare. Toți sunt desculți. Au nevoie de pantofi oamenii ăștia. Ambii vedeau același lucru. Dar vedeau așa cum sunt, erau ei. Vreau să știți, dragii mei, frați și surori, chiar tineri, nu o să vedeți niciodată lumea așa cum este. Lumea o veți vedea așa cum sunteți voi. Dacă ochiul tău este sărătos, tot trupul tău va fi sănătos. Dacă ochiul tău este întuneric, tot trupul tău va fi plin de întunecime. De aceea problema se pune... Cum sunt ochii prin care văd, nu cum e lumea. De aceea ne învață Domnul și am citit din Apocalipsa că Dumnezeu ne îndeamnă să luăm alifie de la el, să nu ungem ochii, să vedem bine. Să ne vindece Dumnezeu privirile. Și unde mi le pot vindeca? Uite aici Dumnezeu mi-a pus în față oglinzi, scripturile, oameni din jurul meu. Activitatea pe care o desfășor este un loc în care mă pot vedea cine sunt. Copiii pe care îi cresc, copiii copiilor sunt slava bunicilor, zice scriptură. Și părinții sunt slava copilor. Interesantă această legătură. Copiii sunt gloria părinților și părinții sunt gloria nepoților. Nepoții sunt o imagine a noastră, este un rezultat a activităților noastre. De fapt, copiii noștri sunt, zicea un gânditor, mesaje vii pe care le trimitem unor vremuri pe care nu le vom vedea niciodată, că niciunul nu o să mai trăiască de acum încă vreo 60-70 de ani, poate copilași. Și nepoții noștri, copiilor, sigur, dacă Dumnezeu va mai ține lumea, vor fi în viață. Astfel că noi putem lăsa o imagine a noastră pentru atunci, un mesaj pentru vremurile respective. Rețineți deci, dacă vreți să vedeți bine, avem în Sfânta Scriptură un medicament de la Dumnezeu, avem sfaturi, avem șansa să ne vindecăm. Și al doilea gând pe care l-am, a doua concluzie pe care o trag în urma gândurilor pe care le-am expus înaintea dumneavoastră. Într-o zi, trebuia să lucrez ceva cu niște scânduri de lemn. Trebuia să fac
fel de mobilier. L-am rindeluit pe toate părțile, l-am șlefuit. Dar când m-am apucat să montez aceste scânduri, mi-am dat seama că unele dintre ele aveau defecte. Unele aveau defecte pe o singură parte și atunci începeam să mă gândesc. Dacă îl pun cu partea asta aici în spate, se acoperă, nu se vede, nu știe nimeni. Foarte bine. Cel mai mult mă bucuram de cele care nu aveau niciun defect. Alele nu dădeau nicio bătaie de cap. Oricum le întorceai, le puteai folosi. Dar erau altele care aveau defecte pe două părți. Acolo trebuia să mă concentrez mai mult. Nu se vede nici partea asta, nici asta nu se vede. Cum să o întorc să-mi fie bine? Dacă aveau pe trei fețe, mă trezeam, păi asta nu pot să o folosesc niciunde. Care aveau pe toate părțile, era ca sarea care și-a pierdut gustul din Evanghelie. Nu mai era bună de nimic. Și am tras o învățătură, cum zice Solomon, că noi trebuie să tragem învățături din ce vedem pe cale, că Dumnezeu ne îndreaptă pașii, zice, dar ce înțelege omul din calea sa? Și am tras o învățătură și mi-am dat seama, cu cât ai mai puține defecte, cu atâta vei fi mai ușor de folosit și vei mai fi mai folositor. Cu cât ai mai multe lucruri de ascuns în viața ta, cu cât trebuie mai multe să le dosești, cu atâta vei fi mai greu de folosit. Cu atâta nu vei putea fi bun de nimic. Omul, ființa umană, spunea Nicolae Iorga, se gârbovește sub povara lucrurilor pe care trebuie să le ascundă. Câte lucruri care trebuie să le ascunzi despre tine ai? De aceea, sfatul acesta al doilea, a doua concluzie pe care o trag eu din cele spuse, este ceea ce spunea Eclesiastul în capitolul 11, la sfârșitul capitolului, acolo, ultimele versete. Gonește necazul din trupul, răul din trupul tău și necazul din viața ta, pentru că tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Adică este perioada în care putem să ne corectăm greșelile, în care putem să ne uităm în oglindă, să vedem cine suntem și să ne corectăm defectele ca să fim folositori și destoinici pentru orice lucrare bună, ca asta spune Apostolul în încheiere, citesc din 2 Timotei, capitolul 3, versetul 15. Din pruncie cunosc Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mă mustre, să mă îndrepte, să-mi dea înțelepciune în neprionire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dumnezeu să ne ajute. Amin.